important să facem asta. Să ne privim, să ne vedem, să învățăm să ne acceptăm așa cu vulnerabilitatea noastră, cu slăbiciunile noastre în ghilimele, să, să ne iubim, să ne acceptăm, să fim blânzi cu noi, să avem compasiune față de noi înșine, să le exersăm cu propria persoană, pentru că mai apoi să putem să o facem și cu ceilalți. În măsura în care suntem în armonie cu noi, putem fi și cu ceilalți. Niciodată nu putem merge mai departe. Avem toate răspunsurile în interior. Dacă învățăm să ne ascultăm, nu avem cum să dăm greș. Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou episod de Alceva. Este a doua săptămână a anului. Iar la fiecare început de an, fiecare lună ianuarie, noi considerăm că se impune așa un moment al rezoluțiilor personale, un moment de resetare interioară, de recalibrare. Invitata mea de astăzi este psihoterapeut și este, trebuie să cunoașteți faptul că e autoarea unora dintre cele mai populare cărți de dezvoltare personală din mediul online în prezent în România. Chiar această carte pe care vi arăt acum, s-a vândut în peste 200.000 de, de exemplare și prin intermediul invitatei mele vom încerca așa să ne repoziționăm față de sine, dar și în raport cu ceilalți. Bine ai venit, Andreea Săvulescu! Bine te-am găsit, mă bucur să fiu astăzi aici! Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și vom încerca așa să descoperim un ghid prin care să ne transformăm Dintr-o persoană bună, într-o persoană și mai bună, uh -huh. să accesăm sub o formă sau alta, cel puțin în 2023, varianta noastră cea mai fericită. Cărțile tale ne vor fi cumva reper. Trebuie să spun că ai tipărit, ai publicat la BookZone, una dintre cele mai efervescente edituri de pe piață, trei cărți. Ziua în care m-am iubit cu adevărat, trăiește autentic lecții de fericire. Și amintește-ți cine ești cu adevărat, dincolo de rănile trecutului. Eu îți propun, în funcție de aceste cărți, să desprindem cumva astăzi lecțiile de fericire, să ne amintim cine suntem cu adevărat, mm -hmm. să ne regăsim și să învățăm poate să ne iubim, cum spuneai tu, cu adevărat. E important în egală măsură să identificăm și blocajele. Lucrurile care, barierele, lucrurile care nu ne permit să ne iubim cu adevărat, care nu ne permit să fim fericiți, lucrurile care ne îndepărtează de sine. Așa este. Eu uh, aș porni așa către, din zona aceasta de autovindecare, și te-aș întreba care este primul pas pentru autovindecare, dacă este acest prim pas conștientizarea problemelor noastre. Da, cu siguranță. Dacă nu vedem, nu avem ce să vindecăm. Și atunci este important să fim deschiși către noi înșine, în primul rând, și să ne conectăm cu ființa noastră, cu cine suntem noi cu adevărat, apropo de carte, și să devenim tot mai conștienți de, de noi, de corpul nostru, de trăirile noastre, de gândurile noastre, de comportamentele Dar nu este noastre. Este un proces extrem de incomod, de uh, traumatizant. Pentru că de multe ori când ne așezăm oglinda în fața noastră, refuzăm să privim în acea oglindă. Refuzăm să ne acceptăm vulnerabilitățile, slăbiciunile, refuzăm să vedem cu adevărat cine suntem. Da, pentru că am fost învățați să purtăm măști ca să fim acceptați și să ne integrăm printre oameni și noi avem nevoie de oameni și de conexiunea aceasta dintre noi. Și atunci dezvoltăm tot felul de. Trăsături de personalitate ca să ne adaptăm, să nu fim respinși, practic, fugim de această respingere, care este o frică oarecum ancestrală. Um, și da, este un proces care nu e neapărat traumatizant, poate fi retraumatizant dacă nu avem un ghid, adică un psihoterapeut, să spunem, care să ne poarte prin procesul acesta, însă este un lucru care ne provoacă disconfort că da, presupune sinceritate față de noi înșine în primul rând, să ne luăm un timp, să ne privim în oglindă, cum ai spus și tu, și să vedem ce, ce nu este cum ne-am dori și să încercăm să schimbăm, să corectăm, să corectăm. Practic psihoterapia te demască pe tine, pe fiecare om care apelează la ea, îl demască. Și poate fi într-adevăr acest proces un proces traumatizant sau un disconfort pentru alții, dar evident că dacă nu stabilești cauza, cauza suferinței tale și nu-ți accepti durerea, chiar la un moment dat vom vorbi și despre acceptarea durerii, făceai tu niște afirmații foarte interesante, ai și făcut acea mențiune, te-ai referit la... O, la una dintre frici, ele sunt numeroase frici și încercăm cumva să le parcurgem pe toate și să le înțelegem. Dar în ciuda acestei dureri pe care nu poate provoca demascarea, este necesar. Este necesar dacă simțim, putem vindeca. Dacă nu, emoțiile noastre rămân în nostru. Ele sunt oricum. Doar că dacă alegem să nu le vedem, să le ignorăm, ies altfel, prin boli, poate. Din păcate, multe, în spatele multor boli există aceste emoții pe care noi nu vrem să le vedem și să le eliberăm, prin dependențe, adicții, prin comportamente care nu ne fac cinste uneori, și da, e nevoie să, să privim înăuntru. Cumva, cu Există și un tratament pe care să îl urmăm, să-l avem cel puțin în vedere pentru ceea ce înseamnă vindecarea noastră? Poate mă refer aici la acceptă-te, iartă-te, iubește-te. Există această rețetă care poate fi prescrisă? Toate acestea sunt repere cumva. Rețeta e personalizată. Ca pentru fiecare om în parte, dar da, în linii mari e important să facem asta. Să ne privim, să ne vedem, să învățăm să ne acceptăm așa cu vulnerabilitatea noastră, cu slăbiciunile noastre în ghilimele, să, să ne iubim, să ne acceptăm, să fim blânzi cu noi, să avem compasiune față de noi înșine, să le exersăm cu propria persoană, pentru că mai apoi să putem să o facem și cu ceilalți. Care ar fi, practic, instrumentele prin care putem să ne cunoaștem și să atingem toate aceste puncte pe care le-ai menționat. Uită, Acceptarea, iertarea, iubirea. Putem să ne punem întrebări despre noi. De ce mă comport așa acum? Oare ce este în spate? Cum mă simt acum? Ce emoții am? Poate sunt furios, poate sunt trist, poate sunt dezamăgit. Și să mă întreb de ce, și cât de multă legătură are cu situația prezentă. Că poate cauza este mult mai în spate. Dar prin aceste întrebări ajungem la noi cel mai adesea. Și ar trebui cumva să coborăm în interiorul nostru. Mm -hmm. Există un timp pe care ar trebui să ni-l alocăm în fiecare zi, sau poate nu în fiecare zi, săptămânal cel puțin. Uite ce am observat eu în, în cabinet cu clienții mei, mai ales cei care vin la început în procesul psihoterapeutic, le este foarte greu să-și iau un timp pentru ei, pentru că noi așa suntem învățați, așa ni se spune, din familie, societatea la fel până acum pune accent pe noi fiind deschiși către ceilalți și atunci este foarte dificil să te întorci și să-ți puțin timp pentru tine și începem făcând o oarecare, noi spunem, desensibilizare sistematică, în sensul în care hai să stăm puțin, 5 minute astăzi, pe ceas, mâine, poate putem să stăm 10, noi cu noi. Pentru că atunci când și să stai cu tine, înseamnă să nu faci nimic. Nu te uiți la televizor, nu citești o carte, nu asculți muzică, stai pur și simplu. Și când stai, încep să iasă, încep să le simți. Și în, ca și în situația exercițiilor fizice, totul se acumulează treptat. Exact. Vom discuta și despre acest uh, timp cu tine și vom discuta uh, pe larg la un moment dat acest timp cu tine este bruiat de ceea ce spuneai tu, de cititul unei cărți, de vizionarea unor filme, de alte elemente care ne fac să ne simțim sub o formă sau alta într o postură comodă, dar e interesant pentru că afirmai la un moment dat tocmai aceste Situații confortabile pe care noi ni le creăm în momentul în care avem timp pentru noi, ele ne îndepărtează de a ne cunoaște și de la cunoașterea noastră, și este, sub o formă sau alta, o fugă de acea oglindă despre care vorbeam și în care ar trebui să ne privim. Așa este. Uite, și nevoia de a face curățenie constant, de a munci peste program, de asta foarte mult la serviciu, de a ieși adesea din casă. Sunt oameni care nu stau în casă în weekend pentru că se simt, simt că invadează singurătatea cumva. Și atunci totul e o distragere de la acest contact cu sinele. Și auzim situații dintre cele mai diferite. De a face cumpărături. Am făcut cumpărături când am fost părăsită sau părăsit. Merg să nu știu, urmăresc 12 ore filme la Netflix atunci când sunt furios. Există situații și situații în care noi încercăm cumva să mascăm durerea noastră, să o acoperim și să nu înțelegem. Și să fugim de realitate uneori pentru că lucrurile pot fi copleșitoare. Cu toți am trăit situații în care n-am știut ce să facem cu ceea ce vine, și emoțiile au fost destul de intense, și atunci poate că să privim 10 ore un serial ne distrage un pic de acolo. E interesant de făcut acest tablou, de pictat, de descris acest tablou al timpului cu sine, pentru că timpul cu sine nu înseamnă a te îndepărta de sine, ci pur și simplu a rămâne tu cu tine în singurătate. E dureroasă singurătatea pentru cei care au asemenea blocaje și frici? Foarte. Cred că pe toți asta ne sperie cel mai tare și ne doare cel mai tare. Pentru că noi ca ființe suntem făcuți să suntem născuți din relații. Supraviețuim doar în relație, în relație cu mama, că ne îngrijește. Suntem răniți în relații și ne vindecăm tot în relații și avem nevoie unii de alții. Și ne este foarte teamă să rămânem singuri. Pentru că asta ar însemna cumva că suntem, știi, în pe vremuri, dacă un om era rănit, era lăsat în urmă și atunci pentru el asta însemna moartea. Și noi am rămas cu frica asta, cumva ancestrală este întipărită în noi și ne este foarte teamă să, să rămânem singuri. Și da, uneori avem impresia că să mergem la shopping poate fi un act de iubire de sine, dar linia este foarte fină între a evita contactul cu noi, care este cu adevărat un act de iubire de sine, și fuga aceasta de, de, a ne simți singuri sau goi pe dinăuntru un durerații. Cum am putea identifica factorii care ne blochează în accesarea celei mai bune și fericite variante pe care o avem și o reprezentăm noi, și cum am putea învăța să deblocăm aceste uh, uși care se pun în fața noastră? La fel, cred că putem să ne luăm un timp pentru noi, pentru autocunoaștere. Și să zicem să ne luăm o agentă, un jurnal, să ne punem niște întrebări. Ce uh, întrebări? Care ne sunt vor privi, uh, acum mulți, uh -huh. și uh, poate că unii dintre. Uh, cei care ne urmăresc nu au așa un ghid al întrebărilor. Există cinci întrebări cele mai importante, 10 întrebări cele mai importante? M-aș -aș raporta la ce fac eu în, în ședințele de psihoterapie, unde pornim de la. Um, n-aș numi problema, aș spune dificultatea sau blocajul din momentul prezent. Care este? Ce mă doare în momentul acesta? Unde simt eu că am o dificultate? Îmi pun întrebarea aceasta și îmi notez. Bun, mă uit la toate planurile vieții, că na, viața noastră este, avem și o viață de cuplu, de familie, avem o viață profesională, avem relații sociale, avem un plan financiar care ne preocupă pe noi toți. Și atunci le punem frumos pe foaie și ne gândim care sunt nemulțumirile. Ce mă nemulțumește? Ce, unde mă simt blocat acum? Și apoi, ca să combatem, pentru că de multe ori avem uh, um, această tendință să ne afundăm și mai tare, și cu cât ne gândim mai mult la ce ne lipsește, cu atât uh, um, cumva uh, simțim mai profund această lipsă, hai să vedem ce avem uh, pe fiecare plan al vieții noastre și de la ce putem să pornim și să construim. Să construim. Exact. Ai ierarhizat la un moment dat fricile, nemulțumirile pot fi privite și care nemulțumir, dureri, blocaje, fricile care ne sugrumă și ai găsit 12 asemenea frici, frica de viitor, de nou, de necunoscut, de a avea succes, de eșec, de schimbare, de respingere, de moarte, care poate fi frica cea mai dăunătoare? Sau depinde de la individ la individ? Da. Depinde de la individ la individ, însă este cert că ne este foarte teamă de respingere, de abandon, ne este teamă de incertitudine. Noi nu știm ce o să se întâmple mâine și vrem să controlăm. Avem această iluzie a controlului. Ne gândim că mâine se va desfășura într-un anumit fel, pentru că vrem să fim uh, pregătiți da. pentru orice, să nu ne prin surprindere. Um, depinde de la Om la om, dar în mare, cam acestea ne afectează pe toți. Cu toții avem frici. Sigur, unii spun că suntem fricați, dar apropo de sinceritatea aceasta față de sine și deschiderea și de spre a te privi, e important să acceptăm faptul că așa suntem noi construiți ca um, oameni, ca psihic. Uh, ne e teamă. Și e important să acceptăm asta. Nu e teamă, și există și, există și niște uh, pilule pe care uh, ni le putem administra în uh, situațiile în care ne simțim copleșiți. Și găseam în cărțile tale uh, cinci afirmații care ne pot schimba starea de spirit, spuneai, și ce ascund acestea uh, de fapt. Spuneai, am dreptul să exist, am dreptul să trăiesc în abundență. Am dreptul să fac ceea ce iubesc, am dreptul să trăiesc în iubire și am dreptul să-mi accesez puterea interioară. Probabil că aceste drepturi pe care noi le avem pot acoperi toate rănile noastre. Așa Doar este. să știm să aplicăm aceste pansamente peste rănile noastre. Așa este, am pornit tot de la ce am sesizat eu cel mai adesea în psihoterapie, că oamenii la nivel inconștient consideră că nu merită să existe sau nu merită să li se întâmple lucruri bune, să fie iubiți sau că nu sunt suficienți, că nu merită să fie acceptați și așa mai departe. Și atunci, ce putem face este să ne repetăm aceste afirmații în oglindă dimineața. Și sigur că la început poate părea fals, că în inconștientul nostru credem că nu este așa. Dar um, e important să exersăm și. Și așa se consolidează puterea interioară? Da. Eu am să le repet acum. Am dreptul să exist, am dreptul să trăiesc în abundență, am dreptul să fac ceea ce iubesc, am dreptul să trăiesc în iubire și am dreptul să-mi accesez puterea interioară. Sunt ca niște exerciții fizice pe care dimineața noi. Putem să le uh, repetăm în uh, oglindă. Exact. Există un număr la sală când mergem, spunem despre uh, serii și repetări. Există da. un număr de repetări? Putem să le repetăm în fiecare zi de câte ori simțim nevoia, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Important este să fie cel puțin 60 de zile consecutive, pentru că, așa cum atunci când ne antrenăm în fizic la sală, um, dezvoltăm niște mușchi. Prin acest antrenament mental, dezvoltăm niște conexiuni neuronale. Practic, neuroplasticitatea creierului nostru se schimbă. Și studiile au demonstrat că trebuie cel puțin 60 de zile ca să se creeze acest obicei și cumva să începem să credem în lucrurile pe care. E importantă le credința în aceste cuvinte și puterea cuvintelor poate să, să construiască, să reconstruiască în interiorul nostru atâta vreme cât noi. Ne atașăm de acele cuvinte. Dar această, acest exercițiu de regăsire a noastră, de recalibrare, este așa un maraton fără sfârșit, trebuie să alergăm în permanență sau să avem și pauze, repausuri, să luăm anumite perioade de timp, poate după cele 60 de zile, să ne odihnim cumva încă 30 de zile și să repetăm procesul acesta. Uite, eu merg foarte mult pe contactul cu sinele, și de aceea nu pot să zic că există o rețetă universal valabilă. Dar dacă noi, ca oameni, suntem atenți la noi și um, ne dăm seama după 60 de zile că e suficient, îmi este bine și am nevoie de câteva zile de pauză și ni le dăm, atunci uh, câștigăm. Um, însă este foarte fină linia pentru că avem tendința să punem presiune. Am adesea clienții în, în cabinet care spun: "Vai, n-am mai meditat. M-am oprit, nu am mai mers la sală, nu am mai citit, nu mi-am mai pus obiective <coughs> și așa mai departe." Intervine sentimentul de uh, vinovăție, da. Pentru că oamenii pun foarte mare presiune pe ei să performeze, să facă tot, dar să ne gândim puțin câte sunt de făcut, câte strategii, câte exerciții. Nu avem timp fizic. Și atunci, dacă suntem atenți la noi, poate astăzi vreau să-mi repet niște afirmații. Poate mâine vreau să scriu într-un jurnal. Poate peste câteva zile simt nevoia să fiu recunoscătoare și să enumăr toate binecuvântările din viața mea. Important este să vedem ce simțim în fiecare moment, pentru că acela este contactul autentic cu sinele, cu să cine Să deschidem suntem. acest dialog cu vocea noastră da, interioară da. și să căutăm să ne împrietenim. Poate că, să știm, e important să ne și ascultăm, nu doar să ne vorbim, să ascultăm ceea ce ne spune vocea interioară și dacă ne spune la un moment dat să facem un repaus, să-l facem, da. fie că vorbim de o zi, două, trei, o săptămână, să reluăm uh, acest dialog uh, în permanență. Avem voie uneori să ne supărăm pe noi? Sigur, uh, voie. De, în mod inevitabil ne supărăm da. pe noi pentru că avem așteptări de foarte multe ori, mai ales când ne stabilim obiective, că tot vorbeam despre asta. Da, ne supărăm pe noi. Important este să ne întoarcem cu blândețe. Ok, hai să vedem ce putem face acum. Uh, trebuie să învățăm să lucrăm. Ceea ce spuneam cum... poate și la început, acel... Da. Uh, acel triunghi, acceptă, iubește-te iubește -te și iartă-te da. să ne și iertăm. Exact. Vindecarea are nevoie așadar de timp și nu putem să spunem că ne-am vindecat după o lună, după doi ani, după zece ani. Mi -ar... Rănile se redeschid. Mi-ar plăcea să pot spune ceva concret despre vindecare, însă... În momentul actual se tot fac studii și oamenii toți sunt în procese. Dacă să zicem ar fi fost niște studii clinice pe un eșantion de persoane pe o durata unor ani, să știm persoane care să ne spună ok, am ajuns la sfârșitul vieții și am început un proces de vindecare, după vreo 2, 5, 10 ani m-am vindecat. Sau uite, am ajuns la sfârșitul vieții și tot simt că mai erau multe lucruri acolo. Nu știu, vindecare este un proces zilnic pe care e important să-l facem cât mai plăcut, pe cât de neplăcut poate fi uneori. Să nu punem această presiune ca peste 2 ani încep psihoterapia și peste 2 ani sunt vindecat, ci să înțelegem că viața se trăiește un pic în curbe, că uneori ne e mai bine, alteori ne e mai rău și să acceptăm procesul acesta, traseul acesta pe care îl avem. Dar există balize care ne arată că suntem pe drumul cel bun? Semne ale vindecării emoționale? Sunt niște indicatori, sigur. Această blândețe față de sine, când facem ceva pe care îl considerăm, să zic, greșit, deși e un cuvânt prea dur. Cum ne întoarcem către noi? Cu blândețe, cu acceptare, cu compasiune, triunghiul. Capacitatea de autoreglaj. Este un semn al vindecării emoționale. Adică dacă suntem furioși, ne vine să lovim pe ceva, ne vine să spargem un obiect sau putem să respirăm sau găsim strategii care ni se potrivesc fiecăruia în parte ca să ne, ne autoliniștim. Autoliniștirea aceasta, cam la asta se rezumă vindecarea. Limitele, știm să punem limite, știm să spunem nu, pentru că mulți oameni și-ar dori să spună nu dar uh, nu pot, spun da <laughs> și atunci uh, um, este foarte copleșitor și foarte obositor acest lucru. unde și pe acest uh, tărâm al uh, barierelor uh, tărâmul uh, limitelor pe care trebuie la un moment dat să le instalăm pentru că ele fac parte din uh, procesul de, de vindecare da. și uh, de însănăt însănătoșirea noastră emoțională. Da. Dacă noi suntem sau nu suntem în concordanță cu sinele nostru, putem fi în concordanță, în armonie cu cei din jurul nostru? În măsura în care suntem în armonie cu noi, putem fi și cu ceilalți. Niciodată nu putem merge mai departe. Adică pe cât de um, apropiată, autentică, sănătoasă, deschisă, sinceră este relația cu noi înșine, pe atât de este și cu ceilalți. De aceea, vezi, oamenii spun că este egoism să te întorci către sine. Nu, este o dovadă de iubire de sine, pentru că atunci când ești bine, poți fi bine și cu ceilalți. Răspândești lumina și binele în jurul tău. Dacă Pentru că, de multe ori, putem să ne gândim și așa, în situațiile în care eu personal, poate nu eram împăcat cu mine, sau eram sufocat de Priorități, între ghilimele, pentru că la un moment dat orice aspect devine o prioritate și devin, toate sunt priorități. Dacă nu știm să le structurăm, să le ierarhizăm, poate nu eram bine nici în raport cu ficele mele, mm -hmm. pe care, sub o formă sau alta, le respingeam sau încercam să ridic între noi un zid, chiar sub forma cotidiană pe care o întâlnim cu toții, de genul. Tata are treabă, mama trebuie să gătească, mama trebuie să meargă la muncă, tata trebuie să uh, meargă acum la o întâlnire. Este o formă de respingere, de îndepărtare a celui de lângă, de lângă noi și de multe ori mă refer aici la persoanele care, evident, există un cumul de persoane care chiar sunt, din acest punct de vedere, importante pentru fiecare persoană. Vorbim despre partener, parteneră, copii, părinți, chiar și colegi, colege. Sunt oamenii din apropierea noastră și față de acești oameni, spuneai la un moment dat, că una dintre cele mai mari neputințe ale noastre este de a-i refuza. Și aici încercăm așa cumva să să uh, deschidem uh, un orizont uh, de discuție uh, către zona uh, limitelor. Uh -huh. Cum învățăm să spunem nu, fără a răni pe ceilalți? Cum putem trasa aceste limite sănătoase? Le numești în, în cărțile tale limite sănătoase. Cum putem să uh, trasăm aceste limite, dar ceilalți să nu uh, simtă respingerea noastră și aici aș vrea să te întreb care este primul simptom al unei relații disfuncționale? Și când mă refer disfuncționale în raport cu persoana cu care interacționez. Aici nu vorbim despre cu o relație, uh, de, o cuplu relație sau? De, de cuplu. Uh -huh. Chiar părinte-copil, uh, partener-parteneră sau relații de uh, serviciu. Uh -huh. Din punctul meu de vedere, întotdeauna... Emoția este un barometru. Cum mă simt când interacționez cu mama, cu fiicele, cu soția, cu um, colegii mei de, de serviciu. Um, mă simt bine sau există o presiune, uneori putem simți chiar toxicitate la propriu? Furie, poate supărare, nedreptate, nedreptate de, limitare, constrângere. Sigur, un, un amalgam de emoții și de sentimente. Și atunci ne întrebăm de ce. Chiar um, persoana din fața mea vine cumva și mi invadează limitele, face ceva împotriva mea, sau e poate o interpretare personală. Din nou, foarte multe întrebări, foarte multă atenție la sine ca să delimităm când suntem invadați, ca, spre exemplu, primim multe întrebări intruzive. Um, și dau acest exemplu care e destul de comun, tu când, voi când, vă, căsătoriți, când vă căsătoriți, tu când că te măriți, când faci copii, și așa mai departe, care vin cu o mare presiune. Um, și avem tendința de a răspunde și simțim o frustrare acolo, care ne urmărește un timp. Nu trecem așa ușor peste și atunci în astfel de cazuri este important să învățăm aceste limite sănătoase care vin um, prin exprimarea verbală. Îți mulțumesc pentru grijă, dau un exemplu. Um, însă nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta. Um, nu simt astăzi să răspund la această întrebare. Destul de simplu este un limbaj asertiv de comunicare pe care din păcate nu-l învățăm pe nicăieri. Nu îl învățăm în școală. Nu îl învățăm în uh, uh, relațiile propriu-zise, îl învățăm cumva din cărți și în cabinetul psihoterapeutului. Și îl exersăm. Până la urmă, vorbim uh, uh, cumva despre acest limbaj ca despre puterea de a ne exprima emoțiile da. în fața persoanelor cu care interacționăm. Cum știm dacă unele persoane sunt potrivite sau altele nepotrivite? Pot fi aceste emoții, barometru? Pot fi, un barometru. Pentru că există soț-soție, și după un timp, de multe ori, poate un timp mai redus sau mai îndelungat, apar acele acuze: Nu mă înțelege niciodată, nu mă ascultă, dar știm foarte bine că poate noi nu ne ascultăm, noi nu ne înțelegem. Și cerem celui din fața noastră să înțeleagă problemele pe care noi nu le înțelegem. Mm -hmm. um, am spus întotdeauna că într-o relație, responsabilitatea este 50-50. Și atunci, doi parteneri, este important să facă relația, să funcționeze. Nimic nu merge de la sine. Suntem diferiți. Dacă am întâlnit o persoană exact ca noi, poate că lucrurile ar fi altfel, dar nu se poate. Și atunci, important să ne calibrăm cum prin a pune în spațiul nostru comun al relației, ceea ce ne deranjează, ceea ce nu ne place, ceea ce ne-ar plăcea să îmbunătățim sub o formă cât mai plăcută, în sensul în care să evităm să folosim cuvinte ca niciodată, tu niciodată. Să fim fermi. Tu niciodată este un reproș. Uite cum ajunge la mine. Ține foarte mult de felul în care ne exprimăm, de comunicare, de felul în care ne gestionăm fiecare emoțiile. Pentru că adesea, mai ales în relații, cum ai zis tu, cu cei apropiați, ne permitem tot ce nu, să zic, procesăm unde trebuie. Să revărsăm furia noastră, să revărsăm emoțiile care ne copleșesc. Și nu este corect. Dar cu toate asta o facem. Și ok, o facem, cred că important este să fim vulnerabili și să recunoaștem. Uite, cred că nu ne-a făcut bine că am venit cu emoțiile astea aici. Dar, din nou, e nevoie de un mare contact cu sinele, de o deschidere spre a ne arăta această față, pentru că multe persoane nu se arată așa, mai ales în relații, considerând că um, celălalt va prelua controlul. Și atunci relația nu e bazată pe autenticitate. E important să ne dăm spațiul acesta de a exprima astfel de lucruri și să nu ne dăm în cap cu ele. După, asta e cheia. Ai folosit în Cărțile tale sintagma de dragoste sănătoasă. Și punând așa în oglindă cu ceea ce ai spus mai devreme, putem înțelege și ce înseamnă dragoste sănătoasă, de a ne înțelege noi pe noi, de a fi blânzi cu noi și în egală măsură de a l înțelege pe cel de lângă noi și a fi blând cu el. Și te recunoaște că am, -am, am greșit C uneori, sau că n-a ieșit cum am fi vrut, sau că n-am fi vrut să provocăm o durere. Cum putem sau poate fi vindecată o dragoste toxică? Mulți se grăbesc să evadeze dintr-o dragoste, din căsnicii. Dau un exemplu. O căsnicie. O căsnicie care pare la un moment dat o ruină. Mm -hmm. Și încercăm să evadăm din acea căsnicie, să ne îndepărtăm de ea, fără a ne întreba dacă mai poate fi reclădită, dacă mai poate fi uh, reconstruită uh, temelia acelei căsnicii. Dar poate? Da, uite, poate fi un comportament evitant, pentru că um, societatea în ziua de azi cumva a început să privească divorțul care înainte era privit cu niște ochi așa critici și, uh, și plin de judecată, să, uh, să încurajeze cu, sau să accepte mai mult lucrul ăsta, și atunci oamenii uh, uneori au tendința să să fugă la primul obstacol. Însă eu aș face o diferență între și fac și în cabinet între relațiile toxice și relațiile disfuncționale. Pentru că din punctul meu de vedere, o relație toxică este una în care există mult abuz. De toate felurile, abuz verbal. financiar verbal, exact, de natură fizic, sexuală, fizic. Da. Um, și acolo nu știu cât, câte se pot face, recomand mai degrabă încheierea de. relației. Însă, relațiile disfuncționale sunt cele care vin cu um, lucrurile noastre de toate zilele, cu reproșuri cu nemulțumiri, cu um, sentimentul acesta că nu ești văzut, că nu ești acceptat, că nu ești suficient de bun, um, care se pot lucra separat, individual, adică trebuie să-și dorească um, într-un cuplu, ambii. spre exemplu, ambii parteneri, și apoi și împreună, și venim cu ce vindecăm separat și punem acolo în spațiul relației și ajungem la o calibrare cumva. Dar însănătoșirea unuia dintre parteneri. <coughs> poate însemna și uh, atragerea vindecării pentru cel de-al doilea? Uneori da. Poate fi un exemplu. Ok, te văd pe tine și văd că ai făcut lucrurile diferit și ți este bine și vii cu o, o altă deschidere în relație și atunci uh, sunt cumva stimulat și inspirat să fac același lucru. Sau... Există relații care se destramă pentru că partenerii nu se mai simt atrași unul de celălalt. Și decalajul este mare, se, se mărește. Da. Și atunci dacă spre exemplu ambii parteneri erau disfuncționali și conectarea a fost bazată pe... Din, a venit din părți traumatizate, să spun așa, nu sănătoase, când unul se însănătoșește nu se mai simte atras de traumele celuilalt. Mm. Și de regulă avem... oamenii intră în relații pe dinamica aceasta salvator victimă salvator când unul e mai vulnerabil suferă și celălalt vrea să-l salveze, să-l scoată de acolo dar în momentul când unul se însănătoșește când devine din victimă salvator nu mai are nevoie exact. de un salvator da. sau în celălalt sens ca să vindeci durerea trebuie să încetezi să te mai prefaci că nu te doare era o afirmație dintr-una dintre cărți și e, continuai, recunoașterea durerii este cheia spre eliminarea cauzei. Aici aș vrea să e, ne referim la un moment când unul dintre parteneri decide să încheie o relație și ei se separă, divorțează, se separă. Cum poate partenerul care suferă și peste care se prăbușește cerul să treacă mai ușor? Să se despovăreze de, de această suferință, de durere. Uh -huh. Uite, concepția majoritară este aceea că atunci când un partener cere divorțul sau se desparte de celălalt, nu suferă cel care cere, însă, în realitate. Uh, indiferent de relație, ambii parteneri suferă. Doar că în momentul în care se ajunge la o despărțire, unul dintre ei deja și-a procesat pierderea până în momentul despărțirii și, într-adevăr, celălalt rămâne suspendat cumva în durerea aceasta. Um, și uh, există niște stadii ale pierderii cu, cu care noi ne confruntăm de fiecare dată când trecem printr-o despărțire, când pierdem o persoană dragă, când schimbăm uh, un uh, loc de muncă, să zicem, țara, și așa mai departe. <coughs> Sunt niște stadii prin care trecem. La început apare o negare, așa, nu ne vine să credem, stai un pic că nu, parcă nu, știi, e dificil să accepti că chiar s-a întâmplat, și atunci mai tragi, te mai duci spre omul respectiv cu speranța aceasta că o să se întoarcă sau se vor regla lucrurile. Apoi apare o, o furie, cumva, îți dai seama că chiar s-a întâmplat, m-a lăsat, adică stai un pic, ești revoltat. Apoi apare o perioadă de negociere, să zic, o târguire așa, te rogi la Dumnezeu, Doamne, e un exemplu, adu-mi, dă-mi înapoi persoana asta sau aș face orice să, să vină, sper să se întoarcă. Apoi ne, te izbește așa realitatea și intri în depresie, realizezi că chiar nu mai este. Chiar nu mai e lângă tine persoana respectivă, și apoi se ajunge la stadiul ultim al acceptării. Sigur, ele nu sunt neapărat în forma aceasta, și odată ajuns la acceptare ne putem întoarce în alte stadii, doar că e important să știm că o, pentru a fi, a fi procesată o despărțire, um, creierul are nevoie de, de psihicul nostru de cel puțin șase luni. Și atunci e important să, să ca persoana care trece printr-o astfel de situație să-și dea timp. Am observat adesea bărbați care, în special bărbații, au tendința de a-și înhiba emoțiile. Eu nu sufăr. Ai, sunt atâtea Bravează. alte ocazii, da. Nu, ce, o despărțire, toată lumea trece prin asta. Suferința nu o colește pe nimeni. Niciodată. Mai ales suferința pierderii. Aceste stadii se aplică și pentru perioada de doliu? Când pierzi fizic da. Da, o persoană? Da, sunt aceleași stadii. Creierul nu face diferența că cineva nu mai este definitiv, că ne-am despărțit de o persoană. Trăiește la fel aceste lucruri. Mărturiseați psihoterapeuții, ca și comunitate, mărturiseau și mărturiseai și tu în diferite prelegeri că în viața aceasta. Cea mai lungă relație pe care o avem este relația cu noi înșine. Și că de aceea trebuie să ne reconectăm cu sinele. Plecând de la uh, această afirmație uh, pe care mulți am întâlnit-o la mulți psihoterapeuți, uh, plecând de la această afirmație, aș vrea cumva să decojim așa ca pe o portocală, ceea ce spuneai tu la un moment dat, atunci când uh, te referei. Uh, la înțelegerea sinelui. Spuneai, și am să găsesc repede că totul se rezumă la relații, dar că relația cea mai importantă este cu noi. Nu scăpăm Și de la noi. egoism te mai refereai? Uh -huh. uh, nu scăpăm de noi înșine. Cu noi ne naștem, cu noi petrecem <laughs> o viață, cu noi uh, uh, murim și atunci. Uh, este important să facem astfel încât să fim o companie plăcută și să trecem frumos prin viață, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, pe măsură ce suntem mai bine cu noi, suntem bine și cu ceilalți. Și nu este, da, oamenii cred că e o dovadă de egoism să se ocupe de ei înșiși, însă nu este, pentru că dacă nu o facem, le cerem celorlalți. Apropo de ce ai spus mai devreme, cu relațiile. Um, vrei să fii văzut, vrei, vrei să fii apreciat, să fii iubit, să ai parte de atenție, dar nu o faci tu cu tine. Fugi! Pentru că dacă ai face-o, n-ai mai avea nevoie de la ceilalți. Și este... Um, avem nevoie de psihoeducație. Să știm lucrurile acestea. Când ne echilibrăm, acela este momentul când noi putem să ne aliniem cu scopurile noastre? Să începem să prioritizăm, pentru că vorbim despre începutul anului, de fiecare dată noi începem diete, proiecte noi, la începutul anului, la începutul fiecarei luni, luni spunem în permanență, da. amând până luni, la începutul săptămânii viitoare, și vorbim despre 2023, și spuneam și la început că există această tendință de a așeza pe hârtie. Mi-am propus pentru anul acesta să fac următoarele lucruri. Fie că vorbim despre uh, proiecte profesionale, fie personale, de suflet, fie că vorbim despre nu știu, mi-am propus să mă căsătoresc și să am trei copii până la sfârșitul anului, deși este uh, unul le mai reușește da. dacă sunt bărbați. <laughs> și uh, există un moment uh, al sau un moment prielnic când trebuie să așezăm totul pe hârtie sau uh, putem în orice moment, chiar dacă poate este luna martie și am ratat începutul anului. Cred că putem face lucrurile atunci când simțim. Și importantă este energia pe care o punem acolo, nu neapărat perioada anului. Um, avem această tendință de a încheia. Um, un an și de a-l începe pe altul cu noi, obiective, Într-un ritual. Da. Um, pentru că așa ne-am obișnuit ca și uh, omenire, umanitate, însă importantă este intenția. Putem să ne punem intenții. Um, eu prefer să spun intenții mai degrabă decât obiective. Um, să ne punem intenții oricând pe parcursul anului. Doar să fim atenți să fie smart, să fie realiste, realizabile, să luăm în considerare perioada de timp. Pentru că, dacă vrem să facem un milion de dolari într-o lună, probabil că nu este realizabil pentru toată lumea, și atunci frustrarea crește când vedem că, după o lună, n-am Am ratat acesta. obiectivul. Exact. Încet, cu pași mici. Și să ne dăm nou, nouă timp, pentru că un timp realizăm totul. Și cre, cred că pentru aceste obiective pe care noi uh, ni le trasăm, uh, fie că vorbim de începutul anului, de începutul săptămânii, începutul lunii, uh, cred că ar trebui uh, să luăm în calcul nu căile uh, și instrumentele prin care putem să atingem aceste obiective ci și uh, despovărarea de uh, balastul pe care îl purtăm da. cu noi. Pentru că există o teorie a uh, esențialismului care spune că uh, decât uh, mult uh, și deloc bine, mai bine puțin și foarte bine. În sensul în care uh, ne facem o listă acum de 50 de lucruri, exact ce spuneai tu, de 50 de lucruri până la sfârșitul anului. Evident că nu vom parcurge toată această listă și nu vom bifa, dar probabilitatea, poate nici un singur obiectiv, dar probabilitatea dacă ne-am pune trei obiective, probabilitatea de a le -a încheia pe toate cele trei uh -huh. este mult mai mare, pentru că știm că ne vom concentra asupra celor trei în toate direcțiile noastre și toate resursele noastre și uh, vom putea să, să uh, mergem și să atingem obiectivul pe care ne-l-am propus. Dar cum știm să ne despovărăm de acest balast? Uite, cred că ai pus punctul pe ei aici pentru că mă gândesc adesea la acest trend al dezvoltării personale și al psihologiei pozitive și cum noi vrem să manifestăm foarte multe lucruri și ne ne stabilim niște obiective și apoi realizăm că e foarte greu să să le ducem la capăt, pentru că sau o perioadă facem, mergem la sală o lună, după care picăm și asta pentru că venim cu un bagaj din spate. Noi ca ființe suntem cumva limitate din punct de vedere psihoemoțional, avem un spațiu al nostru. Și dacă el se umple cu acest balast de care spui tu cum gunoi, cu traume, cu dureri, cu emoții neprocesate. Orice am face fizic pentru obiectivele noastre, pentru intențiile noastre, nu avem energie. Și chiar dacă ne punem trei obiective, posibil să ajungem la sfârșitul anului și să realizăm că noi nu le-am putut face. Pentru că ne-am simțit obosiți, pentru că ne-am simțit copleșiți, pentru că am avut impresia că este prea mult, pentru că nu ne-am găsit resursele. Până nu golim Spațiul nostru emoțional, cu această muncă pe care o facem cu sinele, cerând ajutorul unui psihoterapeut, unui ghid, citind, făcând psihoeducație, dacă e nevoie în cazurile de depresie, să zicem, mergând și la psihiatru. Dacă facem toate aceste lucruri care țin de noi și golim spațiul interior avem mult mai multă energie pentru a îndeplini ceea ce ne propunem. Altfel, ne simțim și mai blocați, că a mai trecut un an și nu am făcut mare lucru. Vezi, noi am început să luăm oboseala și stările acestea fiziologice pe care le avem ca fiind ceva normal. Și nu sunt normale. Și chiar dacă nu există o cauză clinică, există o cauză psihoemoțională care ne, ne, ne dau stări de oboseală, de iritabilitate, de apatie și așa mai departe. chiar în acest uh, drum și uh, către obiectivele noastre un puternic balast emoțional, îl numesc eu, este exact ceea ce uh, aminteai tu mai devreme, uh, lipsa puterii de a refuza pe ceilalți. Ca și exercițiu într-una dintre cărți, cred, sau într-un curs al tău, găseam ca exercițiu de a uh, dobândi această putere de a-i refuza pe alții. Uh, tu uh, cumva sublinie niște puncte și primul punct pe care l-am reținut este să renunțăm la conversațiile superficiale, fără de folos. Respectiv, să uh, ne concentrăm uh, toată, toate resursele noastre pe obiectivul nostru și să nu ne pierdem pe drum, spunei, să renunțăm la conversațiile superficiale fără de folos, să îi ajutăm cu un sfat respectiv, să îi validăm. Încearcă să faci tu, nu trebuie mm -hmm. să fac eu pentru pentru tine. Și ai să vezi că ai să poți să cumva să ne alocăm timpul nostru, dar fără a răni pe ceilalți. Așa ne creștem pe noi și așa îi ajutăm și pe ceilalți să crească. Da, este, asta este diferența dintre limită sau asta face o limită să fie limită. Faptul că noi ne protejăm pe noi și avem grijă de energia noastră, dar nu le facem rău altora, deși aparent poate fi perceput ca un rău. Când ești, eu folosesc acest termen de people pleaser din engleză, care înseamnă om care face pe plac tuturor, tuturor. oamenilor. Și um, când ești astfel, pentru că vrei să le fie bine tuturor, um, poate pentru că ai și un sindrom al salvatorului, să zicem. Oamenii te percep în felul acesta. În momentul în care tu îți iei energia înapoi și te întorci către tine, poți părea egoist pentru cei care te-au văzut într-un anume fel. Și pot apărea um, destul de multe comportamente de șantaj emoțional, de manipulare din partea celorlalți. Pentru că ei își vor um, ceea ce, ce le-ai dat până atunci. până atunci. Da, Însă este mult mai sănătos să punem aceste limite pentru toată lumea, și pentru noi, și pentru ceilalți. Poate că aceste limite e greu să le pui la un moment dat într-o relație de... 20-30 de ani într-o căsnicie dar cred că niciodată nu e prea târziu cum cum am putea, uite la fel, vorbei despre relațiile sănătoase și aș face așa un test aș te-aș întreba și poate că s-ar recunoaște mulți în, în ceea ce vei afirma tu acum, te-aș întreba care sunt punctele sau atributele pe care noi le regăsim în persoana noastră într-o relație nesănătoasă. Tu ai spus la un dat să începem să mințim sau să ne reducem la tăcere pentru a menține pacea. În, într-o căsnicie de 30 de ani, să începem să ascundem lucruri. Să nu-i spui soțului că ai fost, că ți-ai ți -ai cumpărat două perechi de pantofi să nu i spui soției că ai fost la pescuit sau în altă parte. Și sunt lucruri care probabil ar trebui să trezească așa ca un beculeț, să ne alerteze cumva și să ne arate că nu suntem pe drumul cel bun. Dar aceste limite, mai spunei, să accept abuzul emoțional, financiar, respectiv sunt, da, parteneri da, care ma. spun, nu ți dau bani astăzi, banii sunt la mine, toți banii sunt ai mei dacă vrei să cumperi nu știu ce, întreabă mă pe mine. Dar aceste limite, nu cumva în momentul în care încercăm să le instalăm în tentativa noastră de a însănătoși relația, vor provoca și separarea? Este foarte probabil să apară și asta. Vezi, apropo de nevoia noastră de a controla, noi vrem să știm ce urmează să se întâmple, însă niciodată nu știm până când nu aplicăm. Tocmai de aceea, mulți oameni aleg sau preferă să rămână în confortul acela știut. Prefer să ascund, să nu spun, să omit, dar să rămână linearitatea aceasta. E ceva ce pot controla, știu ce se întâmplă mâine. Dacă în schimb încep să lucrez la mine, pun limite, vin cu autenticitatea în relație, cu dorința de a fi acceptat cu, așa, cu tot, cu pasiunea mea pentru pescuit și așa mai departe, posibil să pierd ceva. Și atunci prefer să ascund ca să mențin relația. Este complicat și important să înțelegem că o monedă are de fiecare dată două fațete și că nu noi alegem pe ce parte o întoarcem și că orice am alege este ok. Adică să evităm cât de mult putem judeca ta. și să ne judecăm pe noi și să-i judecăm pe alții. Intervine frica de singurătate aici Simul. și poate că ne e frică de singurătate doar atunci când ne e frică de noi și de ceea ce și nu suntem noi. Iarăși revin la acel triunghi. Nu suntem iertați noi de noi și acceptați și, și iubiți. Rosteam la începutul discuției cuvântul iubire. Și uh, ne refeream cât de important este să ne iubim noi pe noi. Și cheia aceste iubiri am găsit-o într-o altă afirmație dintr-una dintre aceste cărți. Ai spus atât de frumos: să ne iubim noi pe noi cum așteptăm să ne iubească ceilalți. Dacă avem așteptări de la ceilalți și ajungem într-o relație, nu știu, cu părinții, cu partenera, partenerul, copii uh, și le. Uh, revendicăm anumite lucruri, ar fi foarte bine să le revendicăm și față de noi. Da. Dacă avem, eu numesc uneori acest comportament needy, care dorește, cerșește, are nevoie, vrea. Asta înseamnă că îți lipsește ție lucrul acela și că nici nu ți-l poți oferi și îl ceri de la cei apropiați. Și asta vine cu o mare presiune, mai ales pe relația de cuplu. Adică îi cer unui om să te, unui alt om în afară de tine, să te facă fericit pe tine cumva. Și omul la are dreptul să, să, fie fericit sau să facă lucruri pentru sine. Important să vedem asta, să acceptăm aceste lucruri să învățăm să facem ceva diferit cu ceea ce, ce avem. Există așa exerciții de amplificare a încrederii de sine? Sigur, exercițiile în oglindă de foarte multe ori, acestea cu afirmații, sunt exerciții cu copilul interior, care sunt foarte populare, cel puțin eu le fac adesea în cabinet cu clienții mei și au rezultate, bineînțeles. Putem să luăm o poză cu noi din copilărie și să vedem ce simțim privind-o, să ne amintim lucruri, să plângem, să plângem copilul respectiv, să râdem, să ne punem obiective, să-i scriem o scrisoare, să-i facem niște promisiuni copilului respectiv, pentru că în fiecare om există un copil. Și ce vârstă are? Depinde de la individul? Te întreb tu ce vârstă simt că am sau ce, de la ce vârstă simt să-mi iau o poză. Și primul răspuns care vine în minte, acela e de regulă venit din inconștientul Interim. nostru, din sinele real și autentic despre care vorbim avem toate răspunsurile în interior dacă învățăm să ne ascultăm nu avem cum să dăm greș în, în procesul acesta și vedem poate 5 ani vine primul răspuns în minte și eu o poză de la 5 ani și văd ce simt privind-o așa cu ochii deschiși și curioși și dornici de a face acest contact cu sinele de acolo pornim Există posibilitatea ca acest copil interior de la 5 ani, de la 6 ani, să fie mai matur decât suntem noi? Uh... În prezent? Și să-i cerem sfaturi, să ne consultăm cu el? Cred că există această posibilitate dacă ne-am supraresponsabilizat la o vârstă timpurie. Însă, când ne întoarcem la copil, important este să reglăm rolurile și acesta să fie scopul nostru, adică noi, ca adulți. Să mergem și să îi recunoaștem copilăria, și să-i dăm dreptul la copilărie. Și, și să-l hrănim și să îl ajutăm să crească. Da, exact. Pentru că ne luăm de la vârsta aceea, și conform etapelor dezvoltării umane, ne împlinim nevoile apropo de lucru cu noi înșine și de a nu mai cere celorlalți. Pentru că atunci când ne cerem celorlalți, ne ducem din acel copil cu nevoi către oameni iubește-mă tu, îngrijește-mă tu, fă tu pe plac și așa mai departe. Salvează-mă dacă era izolat, da, protejează-mă, protejează protejează acceptă-mă. Poate că au fost abandonați, au fost copii care din anumite cauze au rămas orfani mm -hmm. și resimt anumite lipsuri. Cum, cum putem? Doar prin acest dialog continuu putem să îl învățăm să crească și să-l aducem la vârsta noastră fizică în așa fel încât să așezăm în acel moment copilul lângă noi și să existe o armonie? E nevoie de foarte mult contact cu acest copil și sunt foarte multe tehnici și strategii. Există această strategie, tehnica journaling se cheamă, în care scriem, îi scriem copilului diverse lucruri în care ne întoarcem acolo, ne amintim. Uite, eu lucrez în cabinet cu tehnica de regresie în copilărie, hipnoză îi spunem noi, dar nu e cum vedem la televizor hipnoza de scenă, e o încetinire a undelor creierului și o accesare mai ușoară a inconștientului. Și atunci regresăm la vârstele la care s-au întâmplat lucruri dureroase, cum ai spus tu, mai devreme ai dat exemplele acestea de abandon, um, și vedem uh, care sunt emoțiile acolo și ce putem vindeca în momentul respectiv, pentru ca um, întoarcerea aceasta la vârsta adultă să fie mult mai sănătoasă. E complicat, complex, um, dureros pe de o parte dar pe măsură ce simțim mai mult acea durere, putem simți mai mult și fericirea, bucuria momentului, a prezentului, să trăim în ancorați în realitate, pentru că fugim de mult. E un paradox, dar iată că durerea poate purifica da. și vindeca. Da. dacă simțim, vindecăm. Ce nu simțim, nu ne dăm voie rămâne. Rămâne și este, este sub o formă sau alta, așa că Varianta, în momentul de față, pentru noi, oamenii, că suntem traumatizați, că psihicul așa este, el făcut să uh, fie traumatizabil, să spun așa. Uh, varianta aceasta este să alegem răul cel mai mic sau uh, moneda, fațeta monedei pe care vrem noi să o, să o privim. Totul este un drum spre uh, vindecare, un drum care poate fi uh, bruiat de uh, cei din jurul nostru. Dacă nu, stabilim acele limite, dar poate fi bruiat în egală măsură și de noi, nu doar prin lipsa timpului pe care ar trebui să ni l acordăm, ci și prin această fugă de a ne cunoaște și de a ne recunoaște. Și uh, discutai uh, uh, la un moment dat despre adicții, despre fie că ne refugiem în jocurile pe calculator, în uh, alcool, în shopping, în... Uh, poate chiar de multe ori în sală. Sunt foarte mulți care, care fac câte 3-4 uh, ședințe de antrenament pe zi și în fiecare zi, tocmai pentru a nu-și mai lăsa uh, timp uh, unui dialog uh, cu sine. Uh, aceste uh, uh, adicții pot fi, uh, ne vor întreba poate mulți acum, uh, pot fi uh, vindecate dacă pot un drum mai lung prin acel exercițiu de analiză în oglindă? Uh -huh. uh, mă gândeam în timp ce vorbeai că mai sunt și uh, această, uh, acest mâncat compulsiv care acție, uh, jocurile de noroc. Jocul. Uh, da, sunt multe fațete ale, uh, ale acestui, ale emoțiilor noastre neprocesate. Uh, acest lucru în oglindă poate fi o variantă sau una dintre variante nu e suficient să facem doar ceva. E important să abordăm lucrurile holistic, în sensul în care, dacă sunt situații de acest gen, adicții, um, dureri profunde, el ascund dureri profunde, toate sunt, vin ca un mecanism de um, autoliniștire că vorbeam mai devreme despre asta, de, de amorțire. Da. Anestezierea unei dureri. Exact, avem niște emoții, nu știm ce să facem cu ele, și atunci um, mergem și mâncăm, pentru că mâncarea ne liniștește. Da. Da? Uităm de ce s-a întâmplat. Sigur, vine cu vinovăție după și așa mai departe. Și atunci e important să, să ne uităm la noi din toate unghiurile. Pe de o parte, facem exercițiul în oglindă. Cerem ajutor specializat, psiholog, psihoterapeut, psihiatru. Ne creăm o echipă dacă adicția este de droguri sau alcool, ceva ce nu putem controla, ceva ce ne controlează. Și facem, citim, ne luăm timp pentru noi, ne relaxăm, adică abordăm pe toate, pe toate planurile, orice, nu doar un lucru. Și masajul este foarte bun pentru că oamenii au senzația că meditația, e ceva banal. Meditația, exact. aminteam mai devreme. Da, meditația, să ascultăm o muzică. Rugăciunea poate Rugăciunea să ascultăm. Rugăciunea extraordinară. Psihologii și psihoterapeuții, de fapt, îl alungă din lume pe Dumnezeu? Sau Dumnezeu este una dintre coloanele pe care ne putem reclădi? Ajută. Este un factor de protecție spiritual. Noi așa îl numim în psihotraumatologie. Există, punem niște întrebări la început când luăm contact cu o persoană. Există niște factori de protecție, există acest factor spiritual, omul crede în ceva. Credința vindecă. S-au făcut studii și a fost demonstrat acest lucru, faptul că dacă noi credem în ceva, într-o um, entitate superioară, supremă și simțim, eu cel puțin cred și simt asta. Și știu că. Ceva mai presus de mine, de noi, există. Mă ghidez după această forță. Că unii spun Dumnezeu, că unii spun Univers, că unii spun Forță Supremă sau Sine Autentic, Sine Suprem. Oricum ar fi, dacă noi credem în, în acest ceva... Și ne conectăm și ne cu conectăm, credință. Da, ne ajută. Ne ajută, s-au făcut studii și s-a demonstrat că această credință și rugăciunea sunt studii vindecă. Cu privire da. la călugării, da. sunt studii realizate de către universități de renume, de renume. și s a constatat, într-adevăr, s-au constatat vindecări miraculoase da. prin procese de credință ghidate și corect aplicate. Andrei, eu îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Evident, este un sâmbure de, de discuție și de a ne cunoaște noi pe noi pentru acest an. Sunt multe alte aspecte. De pildă, la un moment dat, întrebările, am sute de întrebări se pot naște dintr-o asemenea discuție. Una dintre întrebări, dacă poate exista succesul fără încredere de sine cred că poate exista dar accidental, pe termen lung eu nu știu dacă poate fi menținut. Și sunt întrebări peste întrebări, multe dintre uh, răspunsurile la întrebările pe care poate dumneavoastră vi uh, le uh, ridicați le găsiți și în cărțile Andrei Săvulescu. Sunt trei cărți: Trăiește autentic, lecții de fericire de la un psihoterapeut. Amintește-te cine ești cu adevărat și ziua în care m-am iubit cu adevărat. Sunt cărți care, da, merită să, să fie răsfoite, așa ca o mică Biblie de sine și în care să căutăm salvarea noastră și să căutăm să fim exact ce spuneam la început, să ne remodelăm și să fim varianta cea mai fericită, pentru uh -huh. că nu știm care poate fi varianta ideală a unui individ, dar să încercăm să fim varianta noastră cea mai bună. Așa este. Uh, îți mulțumesc mult uh, pentru invitație. M-am simțit foarte bine să um, comunicăm, m-am simțit vorbim. ca la psihoterapeut. <laughs> uh, și apropo de această întrebare cu încrederea în sine și succesul, uh, eu nu am avut încredere în mine când am scris aceste cărți care mi-au adus un oarecare succes dar după am înțeles că de fapt succesul este felul în care mă simt, uh, nu ce se creează material și uh, mă bucur că... eticheta pe care o primim, eticheta socială pe care mm. o primim, pentru că și aici era o altă discuție care se putea uh, lărgi cât de mult să ne uh, influențeze etichetele pe care le primim din partea celorlalți. Când vedem chiar acolo, pe uh, Facebook, pe Instagram, ești urâtă, ești drăguță, ești... Evident că sunt multe afirmații care ne mângâie orgoliul, dar da, totul se rezumă până la cunoașterea de sine. Indiferent că ne spune cineva, ești drăguț și știi că nu e, sau ești superbă, ești perfectă și știi că nu ești perfectă, sau ești foarte urâtă sau și știi că nu ești foarte urâtă, acolo raportarea la, la sine cred că este esențială și este salvatoare și îți mulțumesc încă o dată. Eu sunt convins că ne vom reîntâlni la un moment dat aici, poate spre finalul anului, când să tragem așa Sim. linii și să vedem unde am ajuns cu toate, ce, cu toate punctele pe care le-am trecut noi pe listele noastre. Fiecare probabil și-a proiectat așa chiar și la nivel mental două, trei obiective pentru acest an. Eu vă doresc dragilor să fiți voi mai bun decât ați fost, poate mai bun ca niciodată și să aveți timp pentru voi și să vă cunoașteți din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc încă o dată, Andreea. Noi ne revedem săptămâna viitoare aici la altceva.